Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! În sfârșit, domnule, a apărut o idee, cum să spun, eficientă. Revoluționară, da, revoluționară. Rezolvarea problemei vaccinării scăzute în România. Iată ce spune amicul nostru Julius Constantinescu. Aș vrea să-i dau citire. Este o Julius e foarte adaptat la ce se întâmplă în jurul nostru. Da, e foarte conectat la actualitate, înțelege psihologia poporului, zice așa. Julius, citez. Dacă Pfizer punea și un pic de zahăr și niște alcool, îi spunea vaccinată și recomanda un păhărel pe zi, îl dai pe gât și nu se mai prinde COVID de tine. Acum aveam cea mai mare rată de vaccinare din lume. Cum o vaccinată? N-avem noi, mă, afinată, vișinată, toate genial, alea. Genial, da. Vaccinată. Să fi făcut o vaccinată. Adevăr, de ce nu se poate, mă? Că-i sată, socată, dacă te n-avem acum care le zici. Păi stai că noi timpul pierdut. Vecine, luăm o vaccinată. Și să recomande doctorul o doză pe zi, măcar 3-4 luni la rând. O doză pe zi a recomandat doctorul, nevastă. Îmi pare rău. Deci, știi cum e, dacă vreo nevastă ceartă bărbatul că ia o... Ca isată, o cinzeacă. O cinzeacă, da. Doctorul mi-a recomandat. Și adevărul că și mie mi-a recomandat. Eu am făcut un control la inimă și doctorul mie mi-a spus: e bine să beți un pahar de vin roșu pe zi, domnul Petreanu. Atât, nu mai mult. Nu mai mult, domnule, se poate. Mulțumesc și pentru atât, știi? Mă străduiesc să țin acest regim, nu prea-mi iese, dar de fiecare dată când am oportunitatea, asta e, plus discuțiile despre recuperare. Păi ce faci acum, recuperezi? Nu, dar dacă tot a trecut atâta timp. Auzi, dar vă imaginați cozile la vaccinată? La vaccinată, ca fi ca pe vreun lui Ceaușescu așteptând absolut orice în fața alimentării? Să se dea numai câte o litră. Să ajungă la toată lumea. Se așează de două ori la coadă. Exact. Eu n-am luat. Da. Mi-am lăsat rând. Și-ar lăsa sticlele de vaccinată la rând. Mie nu mi-ajunge asta mică, nu vezi cât sunt. Trebuie vaccinată dublă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.